Mă bucur că fetele l-au ales pe Liviu pentru a lua prima cină în casa fetelor împreună cu ele. Mi-a plăcut foarte mult și gestul lui, acela de a aduce o oală cu mâncare când a venit în casa lor. Se vede că este foarte implicat în tot ceea ce face și își dă interesul. În continuare am o părere foarte bună despre el. Îmi place că este un băiat serios, muncitor foarte ambițios, dar în același timp place și care simțul umorului și am văzut că și fetelor le place acest lucru. De asemenea, se vede clar că o place foarte mult pe Andrada. Probabil că și îl place pe el, însă nu știu dacă va putea trece peste anumite bariere. Pentru că există anumite diferențe între ei în ce privește partea socială. Ea este o fată care a trăit în Milano aproape toată viața ei, studiază acolo dreptul. El este un băiat simplu de la țară, într-adevăr foarte muncitor, ambițios și serios, dar nu știu cum privește ea lucrurile acestea și dacă nu cumva și-a pus așa o barieră în ceea ce îl privește. Oricum, mie până acum cel mai mult mi-a plăcut Liviu și am văzut că este foarte implicat și în casa băieților, prin urmare a fost și ales șeful case pentru săptămâna aceasta. Este foarte implicat și foarte apreciat chiar și de către majoritatea băieților.